la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Cu ocazia Zilei Naționale a României, am cerut mesaje de la români plecați în diaspora. Ieri v-am prezentat prima serie a acestor mesaje, astăzi a doua serie. Continuăm. La mulți ani, România! Numele meu este Emil Ciubotariu și vă salut cu mult drag din Italia. Sunt unul dintre liderii Bisericii Pentecostale Emanuel din Roma și cu ocazia Zilei Naționale a României am primit provocarea aceasta de a răspunde la întrebarea ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Îmi doresc, evident, o Românie cu români în țară, unde copiii sunt împreună cu părinții, unde nepoții se pot bucura de prezența bunicilor, unde soțul este împreună cu soția. Cu alte cuvinte, îmi doresc o Românie cu familii sănătoase. Îmi doresc o Românie unde dascăl pricepuți inspiră generațiile ce or să vină prin valori morale, implementând în mintea și în inima elevilor principii sănătoase. Îmi doresc o Românie unde liderii își iubesc poporul. Îmi doresc o Românie care poate și are puterea de a-și recâștiga spiritul creștin, care are rolul mai devreme sau mai târziu să-i aducă dezvoltare, prosperitate și propășire în tot ceea ce fac. Îmi doresc poate cel mai important lucru, ca România și românii să-și întoarcă privirea către Dumnezeu, de unde le va veni ajutorul. O națiune fără Dumnezeu este o națiune moartă. De aceea, dragi români, noi cei din diaspora vă binecuvântăm, vă transmitem la mulți ani și vă îndemnăm. Priviți către Dumnezeu, de acolo vine izbăvirea. Fiți binecuvântați! Salut români, salut România, salut tuturor de acasă și românilor de pretutindeni. Mă numesc Eugen Porcelescu și sunt slujitor presbiter în Biserica Pentecostală Eclesia din Novi Ligure, orășel care se află undeva în județul Alexandria, între Milano și Genova, o poziție nord-vestică în Italia. În data de 1 decembrie și în general în luna decembrie, pentru noi este o lună specială, este o perioadă specială pentru noi români, pentru că sărbătorim Ziua Națională a României, sărbătorim Crăciunul. Pentru noi sunt zile speciale. Cu siguranță în mintea fiecare dintre noi reverberează întrebarea eminesciană: ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Păi ce să dorim României dacă nu tot ceea ce este mai bine? Ce să dorim românilor care sunt acasă și românilor care sunt în diaspora, dacă nu tot ceea ce este mai bine? Și în urmă cu câteva zile vă povestesc o întâmplare ca să înțelegeți ce ne dorim noi pentru românii care sunt acasă și pentru românii care sunt pretutindeni. În urmă cu câteva zile, împreună cu familia, ne uitam la o emisiune TV, la The Voice Kids, o voce care e un fel de X-factor pentru copii, în care încearcă să promoveze talentele copiilor care sunt aici în zona aceasta. Și la un moment dat, pe scena respectivă, a apărut o fetiță româncă. Iar lucru care m-a surprins cel mai mult este că băiețelul meu, care cumva se uita puțin distant față de celelalte cazuri, la un moment dat fetița respectivă a suscitat toată atenția lui. Din poziția așezut s-a pus în genunchi și a început să se uite la fiecare aspect, la mama ei, la surorile ei, la bunica ei care venise din România special pentru acest lucru. Și mi-am dat seama în acel moment că băiețelul meu îi dorea tot succesul, îi dorea tot ceea ce era mai bine pentru ea, dorea ca ea să învingă și să aibă succes în acea emisiune. Și deși băiețelul meu s-a născut aici, a crescut și crește într-o țară străină, departe de tot ceea ce înseamnă România pentru el, însă în sufletul lui, pentru că noi am vorbit mereu românește, pentru că noi am fost mereu lipiți de țara noastră și pentru că rămânem prin tradiție, prin obicei, prin cultură, prin iubire, prin sentimente români, băiețelul meu a recunoscut față de acea copilă, față de acel talent, ceva în plus. Pentru că e ceea ce își dorește românul pentru România, românul pentru românii noștri. De aceea, din inima copilului meu și din inima noastră a românilor, de Ziua Națională a României, de Ziua Națională a noastră, vă dorim la mulți ani, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tot ceea ce este mai bine pentru noi. Sunt Ioana Ciobotariu, membru în Biserica Emanuel din Roma, slujesc pe Dumnezeu alături de comunitatea din acest loc. România este o țară iubită și binecuvântată. În fiecare an dedici timp să te gândești la prețuirea și frumusețea acestei țări, observând în același timp ascensiunea ei spre dezvoltare,
Nu e cum să nu notez schimbările care se produc la nivelul comunităților creștine, în schimbări produse la nivelul formei de închinare, gestiunea membrilor unei comunități, dezvoltarea lor. În același timp, observ păstrarea principiilor creștine înrădăcinate în Cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai aceasta îmi doresc de la România, să își păstreze principiile creștine care datează în timp, să lucreze, să investească la lucrurile care se realizează și care rămân în timp, la dezvoltarea comunităților, a conectării, a creșterii conectării dintre membrii unei comunități și la nivel individual la pacea și liniștea sufletească care o primim din Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel îmi doresc eu pentru România o dezvoltare sănătoasă care vine dinspre suflet, spre materie. Mă numesc Laurențiu Livanu. Slujesc ca pastor din anul 2005. Actual slujesc Bisericii Pentecostale Agape Castel San Giovanni, Italia. Ce doresc eu României? Doresc o trezire spirituală profundă și doresc ca România să redescopere credința, dragostea și speranța în Dumnezeu. Îl vreau pe Dumnezeu pretutindeni în țara noastră. Dumnezeu ne-a creat după chipul Său ca să vestim laudele Sale pretutindeni. Doresc o Românie în care valorile Bibliei să fie apreciate și oameni care să reprezinte țara noastră și să se ocupe de toate lucrurile și bunul mers al României. Dumnezeu să binecuvinteze România. Amin. Mă numesc Bârle Corina, fac parte din Biserica Maranata Hetafe, Spania. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Doresc ca Domnul să te binecuvinteze, Românie. Doresc ca Domnul să aducă o trezire spirituală în tine, Românie. Doresc ca Domnul să te vindece, Românie. Doresc ca Domnul să te trezească, Românie. Doresc ca Domnul să-ți aducă mântuire, Românie. Doresc ca Domnul să nu te lase, Românie. Doresc ca Domnul să privească cu dragoste spre tine, Românie. Doresc ca Domnul să te lumineze, Românie. Doresc ca Domnul să-și înalțe fața Lui peste tine, Românie. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Salutări din partea familiei Obeadă de pe coasta de est al Americii. Salutare sfântă vine din partea unui descendent dintr-o familie bătrână de la poalele Padeșului, satul Zolt, pe meleagurile Bănățene. Sunt plecat de peste 41 de ani din țară, însă nu am putut să șterg și să uit tradițiile și datinile înaintașilor mei. Aici, pe meleagurile americane, preparatele Bănățene și dobrogene din partea mamei continuă să fie pe masele noastre. Credința înaintașilor noștri nu ne-a părăsit și nici abandonat. Așa, departe cum suntem, inimile sunt alături de neamul nostru, conștienți că amprentele străbunilor nu au fost lăsate doar pe meleagurile unde le-a fost dat să trăiască, dar și în viețile noastre din generație în generație. Poporul român a fost unit prin credința străbunilor într-un singur Dumnezeu Tată, un singur Mântuitor, Iisus Hristos, înrădăcinați în adevărurile Bibliei. Suntem vânturați de nuanțe și ideologii străine care ne fură credința și copiii. Ce-ți dorești eu ție, dulce Românie? Îmi doresc să rămânem la credința Dumnezeului înaintașilor noștri. Îmi doresc să abandonăm căile străine care ne separă, ne obligă să acceptăm ceea ce desparte credința noastră. Îmi doresc ca noua generație să-și aibă rădăcini în credința străbușilor care au trăit în adevăr, care au abandonat teoria în favoarea practicii. Îmi aduc aminte ca copil cum străbunii se ajutau unii pe alții, se făcea clacă pe plajele Bănățene pentru a reconstrui poduri și drumurile, cum se ajutau unii pe alții la ziua treieratului, aducând grâu de pe țarină la batoză, cu carul cu boi, cu cocire de cai, toți uniți, toți oameni harni și vrednici. Îmi doresc să nu ne abandonăm copiii pe interesele proprii, ci să ne păstrăm copiii la credință. Asta este dorința mea pentru România. Dragii mei români,
oriunde ați fi, nu uitați de unde ați plecat. Păstrați credința neamului în Dumnezeul veșnic până la ziua când ne vom întâlni cu toții în fața Mântuitorului nostru. La mulți ani, dragi români! La mulți ani, România! Salutăm și noi, poporul nostru, neamul nostru românesc, pe cei din țară, pe cei din diaspora, oriunde se găsesc, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Sunt pastorul Ioan Șchir, vă salut din Houston, Texas, Statele Unite ale Americii. Ce aș putea să doresc României? Și a pus și Eminescu întrebarea aceasta. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Eu mă gândesc că ar fi foarte important să ne gândim la o redresare morală a poporului nostru românesc, care se pretinde a fi un popor creștin. După tradiție, după istoria creștinismului, suntem un popor creștin. Dar trebuie să dovedim creștinismul acesta în viața noastră și binecuvântările lui Dumnezeu nu o să întârzie. Am un verset pe care vreau să-l folosesc la punctul acesta, din Proverbe, capitolul 14, versetul 34, unde citim așa: neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Avem exemplu și cu Israelul în Vechiul Testament, avem exemplu și cu Statele Unite, după trezirile spirituale, când popoarele se întorc cu fața către Dumnezeu, Dumnezeu le binecuvintează. Dumnezeu intervine și redresează situația, că este vorba de situație politică sau de criză sau ori de ce criză ar fi vorba. Vedem asta în istoria Israelului, dacă citim cu atenție lucrul acesta în Vechiul Testament, în Cartea Judecători și în alte cărți. Și asta cred eu care este un lucru de care are și România nevoie. O redresare spirituală, o întoarcere cu fața spre Dumnezeu, o întoarcere la trăirea în neprihănire și lăsat păcatul și patimile și corupția și toate lucrurile acestea care înjosesc poporul și care nu aduc o mărturie bună poporului nostru și nu ajută la ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. O țară este binecuvântată, un neam este binecuvântat atâta vreme cât îl slujește, îl urmează, îl ascultă pe Dumnezeu, căutând să-i împlinească cuvântul pe care i l-a dat. Și noi românii avem și noi datoria aceasta, Dumnezeu să ne ajute să putem trăi în neprihănire, să vorbim de o redresare morală a poporului nostru și atunci ne vom bucura într-adevăr de o binecuvântare și prosperitate pe toate planurile, material, spiritual, cultural. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să binecuvânteze România și românii oriunde se găsesc ei. Bună ziua, dragi români, și la mulți ani, România! Trăiască România! Așa cum a spus Coșbuc, spun și eu, sunt suflet în sufletul neamului meu. Sunt român pentru că m-am bucurat împreună cu toți românii de calificarea României la europene. Sunt român că în adâncul conștiinței mele sunt locuri și evenimente precum Suceava, Curtea de Argeș, Rovine, Călugăreni, Podul Înalt, Războieni, Șelimbăr, Câmpia Turzii, Mărășești. Da, Mărășești. Acolo unii s-au jertfit atâția români, printre care și unul din bunicii mei. Dar dorința de libertate și eroismul lor n-a fost în zadar. A venit ziua măreață, când s-a consfințit întregirea neamului românesc pe 1 decembrie 1918. România, ce țară frumoasă! De la mare la Oaș și de la Timișoara la Iași, munții Carpați, țara Bârsei, ce locuri minunate le-a dat Dumnezeu românilor. Și ce aș putea eu să-i doresc României astăzi? Eminescu le-a spus mai bine. El știa să scrie.
dar doresc ca România să rămână în credința în Dumnezeu, să păstreze identitatea națională, să aibă prosperitate economică și România să trăiască în pace cu vecinii. Iar noi, cei de acasă sau cei plecați aiurea, precum și eu, să apelăm la ce este mai bun în noi, mai nobil și mai sfânt. La credința în Dumnezeu, dragoste de țară, iubirea față de semenii noștri și să pledăm totdeauna pentru binele României. Trăiască România! La revedere! Sunt Elena Neagoie, membra a Bisericii Baptiste Române Golgota din California, zona San Francisco. România, doresc ca bunul Dumnezeu să te binecuvinteze în continuare cu libertate, pace și prosperitate. Ca toți locuitorii tăi să aibă acces la oportunități și resurse spre a-și atinge potențialul de plin și a trăi o viață împlinită. Doresc ca locuitorii tăi să aibă o inimă sensibilă în a se ajuta unii pe alții, a vedea valoarea care fiecare membru al societății o poate oferi în ciuda circumstanțelor. În a ajuta pe cei care nu au acces la resurse, dar au potențial și dorința de a progresa și contribui la dezvoltarea lor și a societății în care trăiesc. Mai specific cauzei aproape de inima mea, aș dori să văd mai multă incluziune pentru persoanele surde, să poată avea acces la interpretori în limba semnelor române în serviciile publice și în școli pentru educarea copiilor. La mulți ani, fiți binecuvântați! Cu ocazia Zilei Naționale a României, am cerut mesaje de la români plecați în diaspora. Ieri am prezentat prima serie a acestor mesaje, astăzi cea de-a doua serie. Încă o dată, la mulți ani, România, Dumnezeu să binecuvânteze România! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.